În acest moment Pandurii egalează Ripensia la puncte. Are 6 puncte la egal cu Ripensia, însă Ripensia a primit mai puține goluri, 17. Echipa noastră a primit. Fio pasă acolo, însă Bacaria este foarte bun. Remac, aici un dribling frumos. A ieșit la încălzire pentru echipa noastră și Luzemo. Fotbalistul titular în meciul de la Filiaș. Repune Grecu pentru Remacle. Bacari. A revenit acum. A intrat acest Boaben și la meciul cu Filiaș pentru ultimele 10. Da, n-a arătat foarte mult. A avut o bară, ce a avut Ghidion acolo, Dofi, care se prinde pe linia porții, dar totuși un joc mai concludem l-a avut formația de Gorjeanu. Au ținut mai mult. Perioade la Reșița, Dudoi. Are Academia la CFR Cluj. A jucat la echipa a doua multe meciuri. Da, a ce mai contat în repriza secundă, să fim sinceri. Da, a fost o secundă pe care e pandemia. Bacari. Gorjene. Bacari. Sunt încă jucători acolo, da, și vine centrare, vai! Un avantaj pentru echipa noastră. Se și vede acest lucru. Au pat. Foarte bine, Bacaria aici. SMS Latina. Echipa noastră se află în atac prin Robert Răducanu. Recuperează. Sunt foarte importante cele 3 puncte. De asemenea, foarte bine pune piciorul, însă pierde mingea. Mijlocașul Aramati, Companio preluare. Și iată, a fost Gorju Târgu Jiu, care a participat în sezonul Rornișca prin fotbal să scoată orașul din anonimat. Unul dintre ei era Constantin. Lungă, mingea ajunge în brațele portarului Aldescu. Jaiten, o
O lansare însă... Răducanu faultat la mijloc. Arbitrul nu acordă și cum ne riscăm, iată încă o ocazie pentru Gorjeni. Tot ei sunt în pasă înapoi la portarul Aldescu, acesta greșește, pasă greșită a lui Bălan. Raicea a căzut jos, se pare lovit, jocul curgea foarte bine, putea să lase și avantaj arbitrul de centru. Lung către Bălan, Stoiena cu capul, Caseiro. Pierde foarte ușor Ignacio Caseiro această minge. Pressing făcut de Dragoș Albu. Moisie. Cează însă nu foarte bine. Nu resping foarte bine nici Gorjeni. Se întoarce cu mingea numărul 21. Autorul golului